cele mai ieftine coinsuri pentru FIFA 17 le găsești pe site-ul lolga.com. Folosește codul MVP pentru 10% reducere. Hei, salutare, prieteni, eu sunt Xbreaker. Bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 17, care era cu Barcelona. Avem partidă cu Real Madrid. Eu zic că în momentul ăsta se joacă titlul. Dacă reușim să învingem Real Madrid, nu cred că mai are vreo șansă Realul și invers. Realul totuși are un meci în plus în fața noastră, un punct în plus. Va fi meci greu. Va fi meci foarte, foarte greu. Haideți să vedem dacă la Goal News nu avem nicio bandă momentan. Neymar, Suarez, Messi, Dybala, Modric, Busquets, Mascherano, Piqué. O să joc un Titi în locul lui Mascherano. Unde ești, un Titi? Nu-l văd pe un Titi. S-a accidentat. S-a accidentat un Titi. Suarez aici, Iniesta aici. Cam așa vom juca. Ce naiba? Am un fir de pot aici, da, e ok. Ca asta echipa noastră potriva celor de la Real Madrid se joacă cu titlul pe masă. Asta e părerea mea. Să vedem dacă totuși Realul va reuși să câștige sau Barcelona. Aștept comentariile voastre în duelul ăsta. Cine vreți voi să câștige, dar și cine credeți că va câștiga? Real Madrid-Barcelona, El Clasico, La Liga. Estadio Santiago Bernabéu, El Clasico, cel mai mare meci din toată lumea, Real Madrid, Barcelona, avem imagini și pe Sergio Ramos, cel mai bun fundaș central, zic eu, al Realului, asta este părerea mea, oricum printre cei mai buni fundași central din lume, va fi o partidă interesantă, cele două echipe se aud, iată Ter Stegen se îmbroață cu Sergio Ramos, avem și pe Luka Modric, fostul jucător al Realului se întâlnește pentru prima dată cu foștii săi colegi de această dată în postura de adversar. Va fi meci interesant, va fi frumos. Eu zic că se vor da multe goluri în această partidă. Suarez nici nu-i privește pe adversari. Real Madrid și Barcelona, lasă și îmi place să văd. Iată, Real unită, Gareth Bale, Benzema, Morata, Nacho, Casemiro, Sergio Ramos, Carvajal, James. Nu este Cristiano Ronaldo, aici Messi, Busquets, Suarez, Jordi Alba, Neymar, Luka Modric, Piqué, Ter Stegen, iată ce le zice, câte ceva Ter Stegen acolo. Deși mă așteptam ca Messi sau Piqué să zică, însă Ter Stegen este cel care vorbește. Gareth Bale în prim plan, trebuie să avem grijă pentru că are o viteză fenomenală, dar totuși Barça cred că va face spectacol. Valente este arbitrul acestei partide, un meci extrem de important pentru Barcelona, dar și pentru Real Madrid. Real este lider cu un punct în plus față de Barcelona. Începe partida, atacăm de la stânga la dreapta, Leo Messi. Messi pasă cu Luka Modric pentru prima oară, atinge balonul în postura de jucător al Barcelona într-un El Clasico, Luka Modric. Iată-l pe Jordi Alba în duel cu Gareth Bale. Busquets șutează, iată un prim șut periculos al Barcelonei, Sergio încearcă să-l surprindă pe Keylor Navas, un portar destul de bun și el însă șutul trece totuși destul de departe. Era greu să-l învingi pe Navas din acea poziție, iată Navas joacă scurt cu Carvajal. Carvajal degajează pentru galezul Gareth Bale în duel cu Jordi Alba, bine galezul, James Rodriguez, tackling bun al lui Piqué, dar mingea ajunge la galezul Bale vine cu centrarea, Realul, Ter Stegen intervine fenomenal și este 1-0 pentru Real Madrid. 1-0, Realul deschide scorul foarte rapid, minutul 6. James Rodriguez punctează după ce Ter Stegen intervine foarte bine. Iată că Realul deschide scorul. Este 1-0 pentru Real Madrid la prima fază de atac. James Rodriguez, al patrulea gol în La Liga. Doar 4 goluri ai James și iată, marchează. Chiar împotriva Barcelonei, Messi, Hector Bellerin, Sergio Busquets, protejează balonul, Neymar, unde a ajuns Neymar, Dybala, lui Suarez, cât de bine Ramos reușește să ia fața lui Suarez, această partidă s-a aprins deja. Cu acest gol, încă din minutul 6, va fi o partidă incendiară, lui Suarez șutează din nou peste poartă, Barcelona. Până acum nu cadrează șuturile pe spațiul porții. Oare vom reuși să marcăm? Spuneam că va fi un meci cu multe goluri. Și cred că așa va fi. Gareth Bale în duel cu Jordi Alba. Încă o dată Gareth Bale, Jordi îl blochează de această dată aruncare de la marjă pentru Real Madrid. Bale nu se grăbește, așteaptă. Gerard Piqué foarte bine. Jordi Alba, oare contraatacul Barcelonei acum?
Dybala, Leo Messi. Leo Messi. Iată-l pe Leo Messi și a plecat Neymarito pentru este acest balon. Foarte bună pasă pentru Neymar. Să vedem preluarea acestuia. Neymar. Neymar nu lasă șut din astfel de poziții, însă șutul este blocat. Realul scapă, aruncare de la margine pentru Barcelona. Leo Messi va arunca de la margine. Messi. Hector Bellerin. Mai departe pentru Luka Modric. Luka Modric. Keylor Navas reține. Iată fostul jucător al Realului aproape să egaleze pe Bernabeu. Ce șansă mare a avut Modric. Poziție foarte bună. Gerard Piqué, faul de galben. Nu? Asta e părerea mea. Benzema își pune mâinile în cap, dar vede cartonașul galben. În minutul 19, Karim Benzema, în urma unei intervenții întârziate asupra lui Gerard Piqué. Iată-l pe Modric, foarte bine, pasa acum pentru lui Suarez. Suarez, Suarez în duel cu Ramos și cu Marcelo. Până la urmă, Marcelo rezolvă problema. Recuperează însă Dybala. Dybala, înapoi cu Sergio Busquets, Busquets, Luka Modric, foarte multe baloane ajung la el. Luka Modric, deposedat destul de ușor. N-a vrut să dea drumul la pasea un jucător de al Barcelonei, este la pământ. Jocul continuă, James Rodriguez, el este cel care a deschis scorul. În duel cu Gerard Piqué, Piqué se luptă cu James, Alvaro Morata, Morata în care încoșează pentru Real Madrid. Morata, Ter Stegen, bine. Iată ce e aici, Piqué, nu e foul, nu e penalty. Nu e penalty, jocul continuă, Ter Stegen intervine bine. Este o partidă superbă. Trebuie să calmăm totul jocul. Trebuie să fim mai atenți. Jordi Alba. Jordi Alba, Neymarito. Neymar până acum n-a ieșit la rampă. Jordi Alba pasă cu Dybala, Dybala mai departe cu Modric, Modric așteaptă plecarea lui Busquets, Busquets înapoi pentru Hector Bellerin. Bellerin avansează, îl preferă tot pe Luka Modric, Modric pasă bună pentru Suarez, Suarez, Dybala încearcă din prima, însă Ramos fenomenal. Ramos foarte bine și iată cum Realul din 4 pase scapă pe contraatac. Asta este Real Madrid. Morata pentru James Rodriguez. E Bellerin care are viteză mai bună decât el. Jordi. Modric. Dybala. Sergio Busquets, mă scuzați. Busquets. Busquets pentru Messi. L-a văzut bine pe Leo Messi. Leo Messi. Messi încearcă un dribbling super, dar totuși obține aruncarea de la margine. Totul va executa. Messi. Messi poate centra. N-o face. Este 6 metri doar repunere din colțul care are limit de 6 metri. În fine. Messi în pressing. Marcelo rezistă. Realul iată în propria jumătate. Pressingul Barcelonei. Oare va da roade? Respinge. Degajează mai bine zis Keylor Navas. Jordi Alba cu Gareth Bale. Alba mai departe pentru Luka Modric. Modric. Bun. Suarez. Cât de ușor de posedat lui Suarez. Barça are câțiva jucători destul de obosiți. S-a avut meci greu cu Dortmund. Asta se știe, dar totuși, jucăm împotriva Realului, nu avem nevoie de astfel de erori, Hector Bellerin. Iată aici pe Morata, Morata, Ter Stegen. Foarte bine, intervine Ter Stegen, este corner pentru Real Madrid. Gerard Piqué trebuie să vină în centru. Am nevoie de el aici. Gerard Piqué, Gareth Bale, foarfeca lui Bale. Doamne, Dumnezeule. Ce șansă are Realul? 3 minute până la finalul primei reprize. În continuare, scorul 1-0, gol marcat în minutul 6. Dybala. Nu s-a văzut nici el până acum. Suarez, Neymarito. Neymar. O, s-a făcut sandwich. Nu. No. Se pare că nu s-a dat fault. Asta a fost părerea mea. Că Neymar a făcut sandwich acolo. Morata. James Rodriguez. Iată-l pe Gerard Piqué ce încearcă. Doamne, Dumnezeule. Se riscă Gerard Piqué. Barça are probleme în a combina. Are probleme în a pasa. 1-0 la pauză pentru Real Madrid. În aceste momente, Realul are 4 puncte în plus. Realul 4 puncte în plus. Intră și Toni Kroos în locul lui Casemiro, care ce drept nu prea s-a văzut. Chiar nu s-a văzut Casemiro până acum. La Barça, un șut al lui Modric și cam ăla a fost pericolul. Iată pe Luka Modric în sprint cu Carvajal, faul de galben. Modric vede galbenul, nu? Oare calmează arbitrul? Nu, iată că nu vede. Asta e bine. E bine că nu vede galbenul Luka Modric, dar
un foul dur asupra fostului său coleg Carvajal de la Real Madrid. Lovitură liberă, periculoasă totuși pentru Realul. Gareth Bale scurt cu James Rodriguez. James pentru Carvajal. Carvajal poate șuta, o face Carvajal. Însă pe lângă poartă, un El Clasico până acum liniștit pentru Real Madrid. N-a avut emoții mari. Messi. Messi. Bine, se descurcă Mascherano mai departe. Iată Barça cum combină frumos. Modric. Neymarito. Neymar, ținut de tricou, jocul continuă, Mascherano, Suarez. Suarez, faul, faul la Suarez, nu are nicio treabă cu mingea acolo. No, Ramos n-a intervenit la balon, după părerea mea. Marcelo nu se complică, trimite mingea în afara terenului. Iată la cum peste și eu Busquets. Călcâi pentru Messi, Messi din prima, Mascherano, careu, Suarez. Tackling acolo, Suarez dă minge. Însă din nou arbitru lasă jocul să continue. Karim Benzema în fața lui 2-0. Karim Benzema. Karim Benzema, Ter Stegen. Iată. Totuși eroare și a lui Karim. Piqué. Jocul pare că a luat-o razna. Dybala. Pentru Mascherano. Mascherano. Suarez. Suarez. Bine se descurcă aici Suarez. A plecat bine. A plecat bine Busquets. Să vedem ce va face Busquets în careu. În careu Busquets. Sergio și... este corner, dar intervenție la risca lui Marcelo. Aici îl avem pe Piqué, putem profita aici. Însă mingea ajunge la Dybala. Busquets nu dă cu capul. Mingea revine la Barcelona, Hector Bellerin, Luca Modric pentru Leo Messi. Preluarea lui Messi, vine șutul în blocaj. Este corner, Messi a încercat să fie rapid. Haide Piqué, haide Barça. Dybala nu reușește, Hector Bellerin. Mascherano. Din nou cu Hector, Hector în careu, Hector Bellerin, ce șansă și iată ce contraatac acum poate avea Realul. Modric nu mai poate, Modric chiar nu mai poate continua. Mascherano se forțează, Realul până la urmă calmează jocul, n-a mai forțat contraatacul, dar totuși are posesia balonului. Modric nu reușește, Carvajal. Pasă foarte bun aici, dar ajunge înainte Hector Bellerin, riscam Bellerin, Modric, pasă bună, Suarez, mai departe Mascherano, Leo Messi care, destul de în spate astăzi Leo Messi, Mascherano, pentru Suarez, Suarez, nu reușește Barça să șuteze pe spațiul porții lui Keylor Navas, Modric, Mascherano, Luca Modric, Luca Modric în blocaj, Mascherano încă o dată. Pas acum pentru Busquets, mingea revine la Luca Modric, Suarez, Suarez deposedat, Barça are probleme, Barça are probleme în a finaliza. Iată-l acum pe Karim Benzema, Karim Benzema urmărit de Mascherano, Mascherano și Karim Benzema, Karim Ter Stegen respinge aici cu modificarea. Arda Turan, Suarez și Iniesta. Îi schimb pe Neymar și pe Messi pentru că nu pot să facă nimic. Au obosit. Asta este, n-avem ce să facem. Sperăm că aceste modificări să ne aducă un plus. Ter Stegen reține balonul, degajează rapid. Iar da Turan aici. Arda Turan, totuși ești mai proaspăt ca Marcelo Arda. A încercat de unul singur, n-a reușit. Barça în pressing, dar acest pressing de multe ori te nenorocește. Aruncare de la marge, 12 minute fără prelungiri. 12 minute fără prelungiri și Barça are probleme mari. Piqué. Ei, și aici putem contraataca. Suarez. Denis Suarez, mai bine zis, pentru Dybala. A plecat din nou Denis Suarez, Dybala îi pasează Suarez pentru celălalt lui Suarez, lui Suarez pentru Arda Turan, Arda Turan, e 1-1 Barcelona, ce schimbare inspirată, ce schimbare inspirată, turcul Arda Turan marchează, așa da, așa da, Arda Turan egalează minutul 82, Arda Turan, Barça revine pe Santiago Bernabeu, Arda Turan ridicat pe umeri, ce reușită. Însă este un contraatac superb aici, totuși Arda aproape să ajungă Marcelo la această minge. Priviți cât de puțin îi lipsește lui Marcelo, fracțiune de secundă, Navas n-are ce să facă, Barcelona egalează pe Camp Nou, pe Bernabeu, mă scuzați. Dacă James Rodriguez a marcat al patrulea gol în La Liga Santander, asta face și Arda Turan.
Oare vom mai avea goluri până la final? Vom vedea. Barça pare că iese la atac în aceste momente. James Rodriguez, de unul singur. James, James, faultat, jocul continuă. Mariano, Mariano, Ter Stegen încă o dată. Încă o dată Ter Stegen, vine șutul, reține Ter Stegen. Barça, iată că totuși are ceva probleme. Bine, recuperează Jordi Alba, e obstrucție. Nu, nu s-a dat nimic. Trebuie să intervine bine Gerard Piqué, să intervine superb Hector Bellerin. Iniesta, Denis Suarez, Luis Suarez. Mai departe cu Mascherano, unde a rămas Mascherano? Pentru că Barça forțează victoria. Să vedem o pasă superbă din nou pentru Arda Turan. Ardan să nu reușește un dribbling. Nu reușește mai bine spre luarea. În duelul cu Marcelo. Sergio vede și el un cartonaș galben în minutul 90. Joacă scurt cu Marcelo. Marcelo, pasă bună pentru Alvaro Morata. Barcelona pressing, însă acest pressing ne poate nenoroci. Hai Gerard Piqué. Oh, Piqué ajunge la minge. Șansă de gol pentru Real Madrid. Șansă de a face 2-1. Ter Stegen 3 contra 1. 3 contra 1. Nu marchează. Doamne, Dumnezeule, ce eroare face Realul. Ce eroare face Realul. Încă o dată Ter Stegen. Degajează rapid acum. Reușește să ajungă Busquets. Contraatacul Barsei. De ce fluier? De ce fluier? 1-1 și titlul se va juca până în ultima etapă, asta e clar. Asta e clar. Ce partidă și facem egal. Avem acum cu Osasuna un meci pe propriul teren, un meci îl vom simula. E normal să simulăm meciul ăsta. Nu știu dacă Osasuna ne va pune probleme. Neymar marchează încă din minutul 6. Suarez, Messi, Dybala, voi ce faceți? Dybala și Neymar, Neymar, iată dublă. Realul bate Deportivo cu 2-0. Dar vine și semifinală de UEFA Champions League. E greu. E greu cu Roma. Jucăm în deplasare la Roma. Avem probleme. Busquets roșu. Andre Gomez. Iniesta. Arda Turan. Cardona. Vidal. Denis Suarez. Digne. Santos. Galio. Roberto. O să-l bag în locul lui Busquets pe românul nostru. Îl bag și pe Aleni aici. Îl bag și pe Gerard. Îl bag și pe Iorga. Trebuie să joc cu rezervele pentru a reuși. Ah, și după trebuie să schimb totul. Ah, ce eroare am făcut. Dar nu e nimic. Ca să reușim victoria, mai bine zis, pentru a avea un meci mai ușor și a nu risca accidentări, trebuie să jucăm cu rezervele în această parte cu AS Roma. UEFA Champions League. Roma versus Barcelona. Stadio Olimpico din Roma. Un meci extrem de dificil pentru noi. Jucăm cu rezervele. Oare Roma cu Salah va reuși să treacă de Barcelona? Vom vedea. A reușit să elimine Juve. Reușind o victorie importantă. 2-0 pe Stadio Olimpico după ce luase răbătaie cu 3-1 în tur. Iată o primă minge. Scăpat în afară de Vidal, romanii se complică, dar până la urmă rezolvă această fază. Va fi greu, dar nu imposibil. Meciuri interesante. Păcat că în acel meci cu Real n-a reușit mai mult. Jucătorii erau obosiți. Am gestionat destul de ciudat acea partidă. Roberto, Arda Turan. Arda Turan ridică mingea pentru Denis Suarez. Denis Suarez, Denis Suarez, recuperează Denis Suarez, Denis Suarez, foarte bine, intervine portarul, fază, s-a terminat. Barça poate marca, e gol, e 1-0, încă o dată turcul Arda Turan, da, e Arda Turan, e Arda Turan în formă maximă, 1-0 pentru Barça cu rezervele în deplasarea de la Roma, pe Stadio Olimpico, s-a șternut pur și simplu liniștea. Intervine bine portarul, nu se complică jucătorul nostru, pasează pentru Arda care îl învinge la colțul scurt. Nu cred că se aștepta portarul să se șuteze la colțul scurt. Szczęsny n-are ce să facă. Barça, iată, deschide prin Arda Turan, deschide scorul prin Arda Turan, minutul 6. Cum a primit golul cu Real, iată, dăm golul acum cu Roma. Al doilea gol al lui Arda în UEFA Champions League pentru Barcelona. Și al șaselea în toate competițiile. De fapt, nu știu dacă în cupa a marcat. Iată aici un fault. Fault făcut de Digne, dar nu-i problemă. Nu-i problemă Digne. Pentru că
Ai făcut foarte bine acest foul. Nu ai riscat un galben, n-ai riscat absolut nimic. Contraatacăm oare. Cardona, Arda Turan. Arda Turan așteaptă sprijinul lui Vidal. Vidal, iată pe unde a ajuns Vidal. Vidal, mai departe pentru Denis Suarez. Denis Suarez. Suarez, urmărit de Manolas. Manolas. În duel cu Denis Suarez. Suarez trebuie să aibă mare grijă. Îi pasează acum lui Andres Iniesta. Andres Iniesta. Cardona. Pentru Roberto. Roberto tot cu Cardona. Cardona. Cardona șutează. Cardona. Szczęsny. Foarte bine. Corner. Tiki-taka Barcelona. În aceste momente. Pe Stadio Olimpico. Iată cât de bine ne descurcăm aici. Pasă superbă. 2-0. Barcelona. Marc Cardona marchează. Roma în aceste momente are probleme mari. Roma în aceste momente are grave probleme în privința calificării. Szczęsny nu reușește să ajungă la acest balon trimis sub bară de Marc Cardona și scorul este 2-0 în 15. Iată rezervele Barcelonei. Fac spectacol în semifinala de UEFA Champions League. Nu înțeleg ce se întâmplă cu Roma. Oare au luat de sus, să zic așa, de jos mai bine zis, rezervele astea? Totuși, Barça e Barça, indiferent cu ce jucător joacă. Recuperăm balonul. Iniesta, se complică și pierde balonul aici. Romanii trebuie să forțeze. Romanii trebuie să iasă la atac. Altă soluție n-au. E faul, da? Jocul continuă. Se dă până la urmă faultul. Nainggolan a forțat, însă... Totuși, Florenții execută. Sau Florenții era? Cred că Florenții era. Șutul slab. Singurul care a rămas în poartă este Ter Stegen. Pe el l-a schimbat. Probabil în retur o să joace și Silesen. Pentru că merită și el. Un portar bun și Silesen. Iată ce eroare fac încă o dată romanii. Cardona. Cardona mai departe pentru Vidal. Vidal mai rapid decât pasa lui Cardona. Vidal, aruncare de la marge, putea fi și mai periculoasă Barça. Dar asta este, nu-i nimic, avem totuși 2-0. Gomez, Iniesta, Iniesta, șutul său în blocaj. Nu-i nimic, totuși iată Iniesta face pressing. Partida asta, mai bine, calificarea la acest scor, eu zic că pare deja rezolvată. Roma, nu cred că se aștepta la o astfel de ofensivă a Barcelonei. Se dă fault. Ce eroare a făcut Manolas. Szczęsny n-a avut ce să facă. Cel puțin la golul 2. Era greu. Era greu să intervină. Galio. Arda Turan. Mai departe cu Andre Gomez. Andre Gomez. Marc Cardona. Marcatorul golului. Pierde balonul. Romani prin El Shaarawy. El Shaarawy la mesa. Perotti. Galio. Dinie. Dinie se complică și el, eroarea lui Dinie, penalti și cred că roșu. Nu, dar galben, scapă Marlon Santos. Scapă Santos, este lovitură de la 11 metri pentru Roman. Ce eroare face Dinie? Santos îl blochează. Îl atinge oare Santos? Să vedem pe Edin Dzeko cu Ter Stegen. Față în față. Ter Stegen apără penalti, apără penalti Ter Stegen, de asta l-am lăsat pe Ter Stegen în poartă. Edin Dzeko ratează penalti, așa cum a făcut Aubameyang, o face acum și Ter și Dzeko. Roma ratează penalti și ați văzut cât de mult a contat golul, penaltiul ratat de Aubameyang în dubla cu Barcelona. Iată Arnatola începe să se descurcă. Totuși Roma rămâne în posesie, vine șutul reținut de Ter Stegen. Ter Stegen, Petru Dinie, omul cu eroarea la penaltiul romanilor. Iniesta, Iniesta pentru Dinie, Dinie sprintează, nu prea are sprijin în careu Dinie. Iată însă ce dribbling reușește Dinie, pasa nu e rea. Denis Suarez, călcâi pentru Dinie, Dinie tot cu Suarez, Suarez, Andre Gomez, Roberto, Vidal... Vidal, dribblingul nu-i rău. Vidal poate centra. Vine centrarea lui Vidal în brațele lui Szczęsny. Barça nu renunță. Vai, mai vrea goluri Barcelona, asta e clar. Când simți că poți să mai dai, trebuie să o faci. Arda Turan. Așteaptă sprijinul aici, foarte bine pentru Vidal. Însă Szczęsny, atent. Foarte atent chiar, nu atent. Atent, mai mult decât atent Szczęsny acolo.
Romani trebuie să forțeze. Un 2 la 1 parcă se juca altfel. Dinie. Iese Ter Stegen. Avem un portar în formă. Iată, a dat una foarte bine pentru Andre Gomez. Avansează Andre Gomez. Andre Gomez. A plecat Marc Cardona. Andre Gomez preferă de unul singur. Andre Gomez. Deposedat. De multe ori Andre Gomez este egoist în astfel de faze. Oh, bine aici cu Edin Dzeko. Urmărit de Dinie. Dinie și Edin Dzeko, un mini fault acolo lui Dinie, jocul continuă, Santos aproape de al doilea penalti, 2 la 1, Roma, El Shaarawy marchează, cred că Ter Stegen intervenea aici, priviți, hai să privim reluarea, El Shaarawy marchează, eroarea lui Andre Gomez, dar și Dinie totuși trebuia să-l oprească pe Dzeko, măcar îl fault, dar priviți aici, cred că Ter Stegen intervenea. Oh! Tacklingul ăsta dat de pământ cu Ter Stegen și face ca scorul să fie 2 la 1 pentru Barcelona pe Stadio Olimpico di Roma. Se termină prima repriză. Roma a ratat un penalty. Barça marchează două goluri foarte rapid. Noi venim cu modificarea. Andre Gomez, Alenia și Iorga în locul lui Iniesta. Două modificări. Îl introduce și pe românul nostru. Și îl introduce și pe Alenia. Un jucător destul de bun, zic eu. Dar haideți să vedem. E semifinala de UEFA Champions League. Sper ca Iorga, puștul Barcelonei, puștul nostru, să nu fie copleșit de emoții. Încă o dată Barça. Roma, mă scuzați, dar Galio se apără superb. Vidal. Roberto. Roberto avansează. L-ajută și Vidal, l-ajută și Arda Turan. Pasează cu Vidal. Vidal. Roberto, atât ce șansă are acum Cardona de a face 3 la 1. Cardona, puțin pe lângă. Roma scapă din nou. Roma scapă. Șutul lui Cardona foarte puțin pe lângă poartă. Greu să-i faci față lui Edin Dzeko. Următoarea partidă o avem cu Malaga. În deplasare pe La Rosaleda. Bine aici Denis Suarez. Totuși nu prea l-am văzut astăzi la treabă. Oh, iată aici pasă cu Cardona. Cardona. Cardona de unul singur, Cardona care e eu, Cardona aproape să fie faultat, Vidal, Vidal, o nouă centrare, încă o dată Szczęsny acolo. Și degajează rapid pentru Dzeko. Roma forțează golul cu numărul 2, un gol ce ar băga totuși în cărți, zic eu. Dinie, de această dată nu s-a mai complicat. Pasă cu Vidal. Vidal, e fault. E fault la Vidal și are probleme, sper să nu se accidenteze. Intervenție dură în pulpă, în coapsă. Și te doare o astfel de minge, o astfel de intervenție, mă scuzați. Iată Alenia ce face. Nu așa Alenia, multe erori. Ce spuneam? Sper să nu fie copleșiți de emoții noi jucători intrați. Trebuie să ne luptăm pentru balon. Ter Stegen n-are probleme. Arda Turan acum. Roberto. Mai departe pentru Vidal. Din nou Vidal se aștepta la o pasă mai lungă. Aruncare la marge pentru Barcelona. Roberto, Alenia, pasă cu Iorga, Iorga, Arda Turan, tot cu Iorga, Iorga mai departe pentru Dinie, Dinie, Suarez, Arda Turan, Cardona pentru Arda și Arda face oare 3-1, nu că Szczęsny intervine superb. Ce fază face Barça aici? Superbă, iată Cardona, pasă perfectă pentru Arda Turan, iar Szczęsny respinge balonul în corner. Încearcă Barça acum, românul Iorga în blocaj, tot Iorga dă cu capul, Santos, Santos din întoarcere, Szczęsny, e acolo Szczęsny, bine asta Szczęsny, Dzeko întotdeauna în față, Barcelona combină din prima, Arda Turan, am crezut că e Vidal, dar e Arda, Iorga, din prima cu Denis Suarez, 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 până la urmă, cere un foul, Suarez nu-l primește, Alenia, Alenia, se întoarce cu adversarul în spate, vine șutul lui Alenia, Szczęsny corner, minutul 70, în continuare, Barcelona la un singur gol avans, dar presează Roma. Alenia, greșește pasa, o nouă pasă greșită de acesta, Santos trebuie să aibă grijă, are cartonaș galben, n-aș vrea un om eliminat pe acest final de partidă, Iorga foarte bine, Iorga. Iată cum șansa a Barcelonei, Arda Turan în blocaj, Romani scapă pe Stadio Olimpico, Roma e susținută în continuare de fan, are și de ce, Barça e o echipă periculoasă, iată cum pe Salah, Galio, perfect,
Deși e un puș, iată ce intervenții reușește încă o dată Galio și are aruncare de la marge Barça. Încearcă Denis Suarez, cum spuneam, inactiv astăzi și a încercat doar execuții pretențioase. Salah, Galio încă o dată intervine. Băiatul ăsta merită postul de titular în curând. Într-un an, doi, va fi titular de bază, zic eu. Centrare, iese Ter Stegen și reține. Lasă balonul jos Ter Stegen, este contraatacul Barcelonei. Pasă cu Vidal, 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 mai departe pentru Denis Suarez. Să-l vedem pe Denis Suarez ce va face. Suarez pierde duelul ăsta, oare Suarez? Suarez, Iorga, Alenia, preluarea acestuia, șutul, șești de bine, ce ratare mare! Iorga trece pe lângă majorarea avantajului pe tabelă. Arda Turan, Barça forțează, Iorga, unde te duci? Roma totuși riscă în aceste momente. Santos, foarte bine, un fault acolo lui Santos. Provoca al doilea cartonaș galben. Asta e părerea mea. Arda Turan, dibriua pentru Vidal. Vidal, Barcelona, încă o dată. Vidal, Vidal, nu obține nimic. Se luptă totuși. Nu renunță așa ușor Vidal. Fazio. Francesco Totti, Arturo Vidal. Nu e Arturo Vidal, mă scuzați. Are X Vidal. Iorga, pasă bună pentru Vidal. Bara lui Vidal. Arda Turan încearcă recentrarea. Doamne Dumnezeule, ce bombă! Iorga, mai departe cu Vidal. Vidal, Arda Turan, încă o dată, al treilea șut consecutiv al lui Arda Turan în blocaj. Galia nu se complică. Dinie, Denis Suarez, 2-1 pentru Barça, în continuare pe Stadio Olimpico din Roma. Un scor ce zic eu că o califică pe Barcelona. Iată-l acum pe Denis Suarez. Va intra oare în careu Denis Suarez, nu reușește, este corner pentru Barça. Nu știu dacă mai are timp Roma să facă ceva, o centrare la colțul lung. Șeșnii reține, se termină partida, câștigăm cu 2-1 împotriva romanilor, cu rezervele, asta este foarte important. Foarte important, rezervele noastre au jucat de minune, au câștigat această partidă, Salah dezamăgitor. Totuși Barça a avut un debut de partidă superb. Superb, rezervele astea au jucat fenomenal. Roma nu se aștepta la așa ceva. Roma chiar nu se aștepta la așa ceva. Da, prieteni, cam aici se va termina episodul nostru. Eu am fost X-Breaker. Nu uitați de like, share, subscribe. Până data viitoare. Toate cele bune. Pa, pa!